Trăiește sănătos cu Simona. Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre boala parodontală. Alături de noi se află domnul dr. Bilal Dacuzli, medic stomatolog. Bun venit. Bine v-am găsit. Statistic vorbind, 80% dintre adulți au o formă de parodontoză. Este o boală care nu apare după ce treci de o anumită vârstă. Toți statisticile spun că în jur de 25% persoanele tinere suferă și ele de parodontoză. Eu știu că parodontoza se mai numește și, sau îi se mai spune și așa zisa boala dinților sănătoși, frumoși. O să vă întreb, domnule doctor, pe dumneavoastră, ce înseamnă parodontoză și cât de grav este să ai parodontoză? Parodontoză înseamnă afectarea ligamentelor dentare. Ligamente dentare înseamnă în felul următor. Ceea ce îmi susține dintele în os. Dintele nu este lipit de os, ci între el și os există un hamac de ligamente care îmi ține dintele. Ei, și când se strică acest hamac, așa cum frumos ne-ați sugerat, astfel încât să vizualizăm, să înțelegem ce se întâmplă acolo la rădăcina dintelui, nu e bine, înseamnă că apare boala parodontală. Exact. De aici înțelegem și de ce se numește boala, așa zis, și lor dinți sănătoși, frumoși, că dinții nu sunt cariați, dar acolo dinții, la rădăcină, apar problemele și pot fi pierduți. Așa este. Dinții nu sunt cariați. Este afectată doar acest hamac, doar aceste ligamente sunt afectate și ajungem încet, încet să pierdem dinții. Ele sunt afectate gradual, afectarea începând de la nivelul coroanei și continuând spre vârful rădăcinii. Și poate că ar fi bine să enumerăm aceste manifestări, ce ar trebui să ne dea de gândit și să ne trimită la medicul stomatolog? Prima manifestare care ar trebui să ne îngrijoreze este sângerarea gingivală. Acolo trebuie să ne apară prime semne de întrebare și atunci trebuie să ne prezentăm la medicul stomatolog, să nu așteptăm să ajungem la mobilitatea dentară. În momentul în care avem mobilitate dentară, înseamnă că deja boala este instaurată și că sunt deja probleme grave. De ce spun grave? Pentru că boala odată instaurată nu poate fi vindecată. Ea poate fi tratată, încetinită, dar niciodată vindecată. Pe când o simplă gingivită, adică sângerare gingivală, putem să încă să o tratăm. Da? Ați pomenit doar de această sângerare gingivală, retracția gingivală, atunci când gingiile încep să se retragă și rădăcinile rămân cumva dezgolite. Dacă vorbim despre tineri... Vorbim de parodontoză sau nu? Dacă vorbim despre tineri, da, putem vorbi de parodontoză, dar trebuie să fie însoțite de depuneri de tartru, vicii, da? Obiceiuri vicioase. Ca de exemplu? Ca de exemplu, mănânc alimente foarte dure, sparg semințe și mă lovesc repetat în gingie, da? Se poate să îmi determine o retracție gingivală. Sau faptul că nu ai un periaj corect? Sau faptul că nu avem un periaj corect și acesta, bineînțeles. Pentru că nu știu câți dintre noi ne spălăm corect, știu că mișcările ar trebui făcute corect dinspre gingie, spre întotdeauna dinte, se astfel fac încât de la... să nu dezgolești gingie. Întotdeauna mișcarea trebuie să fie de la roșu la alb, niciodată invers, adică de la gingie la dinte. Durata trebuie să fie minim 3 minute, da? Durata periajului. Și aici vorbim de periajul de dimineață. Eu de la pacienții mei nu am pretenția să se perieze de 3 ori pe zi, dar măcar de 2 ori. Și aici vorbim dimineața și seara. Seara trebuie să aibă un periaj de minim 2 minute, dimineața 3 minute. Bun, iată, ținând cont de aceste sfaturi, dacă totuși avem problemele de care spuneați, domnule doctor, sângerarea gingiei, retracție gingivală, ce putem face astfel încât să nu ajungem ca dinții să se miște sau dacă am ajuns în stadiul ăsta, ce mai e de făcut astfel încât să încerci să nu pierzi dinții, pentru că până la urmă asta înseamnă boală parodontală, ajungi să pierzi dinții. Dacă am ajuns în stadiu în care avem mobilitate, atunci se pot lua anumite măsuri și aici vorbim de tratamente medicamentoase, tratamente locale. Tratamente locale pot fi chirurgicale sau non-chirurgicale cu laser mai nou. Da? Se folosește în cabinetul meu, eu folosesc așa ceva. Rezultatele sunt foarte bune, dar sunt rezultate temporare. Da? Vorbim de perioade determinate de către
medic. Adică medicul vine și spune pacientului, dumneavoastră trebuie să vă prezentați peste 6 luni, peste 1 an, peste 3 luni. Da? În funcție de stadiul bolii. Dacă boala este foarte avansată, în acel moment, din păcate, nu se poate face nimic. Adică în momentul în care am o mobilitate foarte mare, cu o implantare foarte mică a dintelui nos, din păcate nu avem cum să-l mai salvăm. Dar ce este de făcut până să ajungi să ai mobilitatea dintelui? Să ne prezentăm la medic. Este cel mai important lucru. În momentul în care simt că am probleme, în momentul în care văd că am sângerare, nu trebuie să las. Este mult mai ușor de tratat la început și de oprit boala decât să ajung să tratez boala în sine, și aici mă refer la parodontopatie. Acum sunt situații speciale în care pacienții suferă de boli generale, cum ar fi diabet. Diabetul merge mână-mână cu parodontopatia. Da. Și acolo, din păcate, nu avem cum să oprim boala, ci cel mult, dacă putem spune, o încetinire, dar niciodată stagnare. Oricum, ca sfat, și mă gândeam acum să ne adresăm un pic și persoanelor ceva mai tinere care nu au diabet, dar care au aceste manifestări, pentru că, nu știu, pe la 20 și un pic de ani, 30 de ani, nu te gândești că poți să-ți pierzi dinții. Și cu toate astea, paradontoza, iată că nu ține cont de vârstă. Câteva sfaturi și pentru persoanele mai tinere. Tinerii trebuie să respecte periajul dentar, adică acele mișcări corecte. Și spuneați de la roșu la alb, adică de la gingie la dinte. Exact. Timpul, da, periajului, și aici mă refer la acel minim 3 minute și minim 2 minute seara, din punctul meu de vedere, bineînțeles, și orice problemă apare, se prezinte la medic. Mulțumim pentru sfaturi, domnule doctor, și plăcere. Vă așteptăm să reveniți. Rămâi cu noi la Trește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.